de lucru la nivel de Partid Național Liberal care dezbate tema regionalizării. Înființarea acestui grup de lucru s-a hotărât săptămâna trecută și astăzi ne-am întâlnit prima dată în acest grup de lucru și am început să discutăm ce dorim noi de la regionalizare. Am ajuns în prima întrunire la câteva concluzii pe care pot să vi le spun cu remarca. Acestea sunt concluziile grupului de lucru. Nu au fost încă prezentate în gremiile de conducere ale Partidului Național Liberal, dar credem că pot face tema acestui anunț public. În primul rând, s-a pus întrebarea, noi, Partidul Național Liberal, vrem sau nu vrem regionalizare? Răspunsul este unanim, da. Noi dorim să se facă regionalizare. A doua întrebare care s-a pus a fost legată de termene. Când să se facă această regionalizare? Noi propunem să se lucreze în două etape. Prima etapă, până la 1 ianuarie 2014, să se introducă noțiunea de regiune în Constituție, să se stabilească care sunt regiunile și să înceapă să funcționeze pentru a atrage fonduri europene. A doua etapă ar fi stabilirea unei conduceri în regiuni prin alegeri și până atunci, evident, că este nevoie de o legislație specifică care nu se poate elabora într-o lună sau două între, credem noi, aprobarea noi forme a Constituției și 1 ianuarie 2014. Deci este nevoie de o perioadă de tranziție. Întrebarea care s-a pus, evident, este de ce avem nevoie de aceste regiuni în România. În primul rând, este nevoie de aceste regiuni, fiindcă suntem o țară din Uniunea Europeană. Europa de astăzi este o Europa a regiunilor. Dacă dorim să fim parte din această Europa, este nevoie de regiuni. A doua chestiune, deocamdată, din discuția noastră, este legată clar de absorpția fondurilor europene și considerăm că aceste regiuni sunt structurile care vor absorbi fondurile europene. Evident că în viitorul apropiat va trebui să discutăm ce sunt aceste regiuni, să le definim. Această chestiune nu a făcut obiectul dezbaterii de astăzi, fiindcă este o chestiune care trebuie foarte bine pregătită, trebuie dezbătută cu mai mulți decât am fost noi aici și vom aborda această chestiune în următoarele sesiuni. S-a pus tot astăzi problema, cine va conduce aceste regiuni în perioada de tranziție. Propunerea noastră este ca această conducere să se facă prin rotație până la alegeri. Asta este o chestiune la care nu am dorit să dăm acum un răspuns. Dar este clar că prin rotația unor reprezentanți ai județelor. O variantă ar fi, evident, prin rotația președinților consiliilor județene. O altă variantă ar fi să includem în cei care pot prelua conducerea prin rotație și primarii marilor municipii. Și alte variante se pot discuta. Important este că noi nu vedem bună ocuparea acestor poziții de conducere
prin persoane numite sau alese dintr-un cerc restrâns, ci noi am prefera un sistem prin rotație, încă o dată, până la alegeri. Dacă aveți întrebări, poftiți. Pe ce structură se va lucra? De om întregi. Ați discutat și despre modul în care va fi reorganizat, dacă mergeți pe cele 8 structuri prezente de dezvoltare, cine va spune care este capitala, cum va fi aleasă capitala acestor regiuni. Ați mers până într-acolo și dacă este această conducere prin rotație, președintele Consiliului Județean Alba, să zicem, vine la Sibiu să conducă regiunea respectivă în perioada de tranziție? Mulțumesc! Astăzi am reușit să discutăm atâta cât v-am prezentat. Restul urmând să fie discutat în întâlnirile ulterioare. Care este motivul pentru care a fost nevoie de înființarea acestei comisii, considerată a lucra în paralel cu acea comisie la nivel național organizată de domnul Dragnea? Nu este niciun paralelism. Comisia la care vă referiți este una guvernamentală, iar comisia în care lucrăm noi este una politică. Noi lucrăm într-o comisie politică a PNL-ului. Noi vrem să elaborăm un punct de vedere care reprezintă PNL-ul, evident că în etapa următoare noi vom intra în discuțiile USL cu aceste abordări pe care le propunem noi. Vă întrebam pentru că ar putea fi unul dintre motive toate disputele din ultima perioadă, care să fie capitala, cine să conducă regiunea, inclusiv noastră ați fost implicat într-o asemenea dispută. Sau de la noastră a pornit disputa. Da, este clar că tematica e foarte interesantă, mai ales pentru politicieni. Cred că mai durează un pic până când tematica devine interesantă și pentru alegătorul de rând. Cred că astfel de discuții nu sunt rele. Dau o șansă orașelor, județelor să arate unde sunt punctele lor forte. Și este o mișcare care scoate punctele bune. Asta nu trebuie însă să pună o presiune asupra elaborării unui proces care duce la o regionalizare care, în definitiv, trebuie să fie însușită de toți. Ați spus perioada de tranziție până la 1 ianuarie 2014, a doua etapă. La ce orizont de timp vă gândiți? Nu, să clarific un pic. Noi credem că regiunile trebuie stabilite până la 1 ianuarie 2014. De atunci începe perioada de tranziție până când se fac alegeri. Când va fi asta, rămâne de discutat. Sunt mai multe variante, dar noi acum nu venim cu o variantă că trebuie să fie în 6 octombrie 2015 sau în 10 iunie 2016. Astea rămân încă deschise. Nu se suprapun alegerile pentru conducerea regiunilor cu alegerile locale? Am putea să le ducem în altă parte, să fie alegerile pentru șefii de regiuni, precum alegerile prezidențiale? Cu siguranță că primul gând ne-a dus și pe noi la suprapunerea cu alegerile locale. În definitiv, regiunile nu vin să întărească un sistem centralizat, ci vin să descentralizeze și atunci sunt mai degrabă de interes local. Este foarte adevărat. Dar în această etapă suntem deschiși la discuții și putem să abordăm și alte puncte de vedere. Dar aceasta ar fi fost și preferința noastră. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, o întreagă dezbatere a generat-o și posibilitatea ca regiunile să prea foarte, foarte mult din activitatea guvernamentală. Care este poziția dumneavoastră și ca partid și ca lider zonal? Asta rămâne să fie stabilit în ședințele următoare. Care sunt atribuțiile regiunilor? Dar o părere nu aveți în momentul de față? Da. Până unde să meargă descentralizarea? Am una, dar prefer să nu o spun acum, fiindcă n-ar fi cinstit față de colegii din grupul de lucru. Domnule Iohannis, ca să fie foarte clar, PNL nu va accepta la nivel de principiu să existe un guvernator al acestei regiuni până nu se fac alegeri? Mă refer la un guvernator ales fie și indirect.
Noi credem că în această etapă nu este bine să avem guvernator numit sau numit printr-o alegere restrânsă. Și acest principiu se negociază, îmi cer scuze? Sau este deja stabilit și botun cu ea? Deci preferința noastră este până la alegeri să fie regiunile conduse prin rotație. Și credem că este cel mai echitabil lucru. O singură întrebare. Să rămân, spre exemplu, 16 luni până la alegerile locale din... Câți astfel de președinți vom avea? Adică cât înseamnă rotația asta? 6 președinți? Mai mulți? E foarte simplu. Adică, luăm perioada, o împărțim la numărul de județe și iată avem perioada. Ați introdus în această ecuație și primarul. Dacă avem 6 președinți de Consiliu Județene și 6 primari, sunt 12, împărțim la 12. Noi credem că un județ poate fi, de exemplu, reprezentat de primarul municipiului reședință de județ, dacă acolo așa se dorește. Cine stabilește? Stabilește partidul? Cine stabilește că e primarul sau e președintele Consiliului Județean? Aceste detalii nu sunt stabilite. Nu e bine să intrăm prea repede în prea multe detalii. De aceea puteți să mă întrebați și vă dau un răspuns evaziv. Noi, atâta cât v-am spus, atâta am discutat și atâta putem să declarăm în momentul acesta. Sunt deja detalii care trebuie să facă tema unei alte discuții. Eu vă înțeleg, dar credeți că astfel de regiuni, conduse timp de un an și jumătate cel puțin, de 6 oameni diferiți, sunt eficiente sau va fi o pierdere de timp? Că un an și jumătate fiecare va încerca să-și impună propriul proiect. Câte proiecte vor trece în acest an jumate în care se tot rotesc anumiți președinți de consilii județene la șefii acestei regiuni? Sunt eficiente, fiindcă noi în realitate acum avem o urgență de rezolvat. Atragerea fondurilor europene. Trebuie să existe o entitate care semnează parteneriatele pentru fondurile europene. Această entitate trebuie să fie regiunea. Așa cum până acum ADR-urile au funcționat într-un sistem tot aproape prin rotație, credem că și regiunea poate să funcționeze pe o perioadă de tranziție. Și atunci nimeni nu își va impune punctul de vedere, ci se va lucra ca și până acum în regiunile de dezvoltare. Și dacă stăm să judecăm ce s-a întâmplat cu fondurile europene, pe POR stăm excelent. Pe celelalte axe stăm un pic mai prost. Domnul Iohannis, ați putea să ne precizați, această perioadă de tranziție implică și din punct de vedere legislativ definirea doar a unei părți în ceea ce privește fondurile europene a regiunilor? Sau sunt alocate atribuții 100%, se face descentralizarea până la capăt de la 1 ianuarie 2014? După părerea noastră, este imposibil să se elaboreze toată legislația pe regionalizare până la 1 ianuarie 2014. Nici n-ar fi bine, fiindcă timpul este pur și simplu prea scurt. Această perioadă de tranziție ne dă un respiro și ne dă timpul necesar pentru elaborarea unei legislații coerente și care ține cont de toate aspectele. Ați gândit un mecanism și pentru alegerea capitalelor? Pentru că am înțeles că alegerile vor fi pentru guvernator, sau poate n-am înțeles bine și puteți preciza. N-am luat în discuție acest aspect astăzi. Domnule Iohannis, dacă ne puteți spune practic cum se va întâmpla, dumneavoastră sunteți un județ, județul Sibiu, condus de un președinte de Consiliu Județean de la PSD și un primar de la PNL. Cine va decide în cadrul acelei rotații cine va deveni șeful regiunii, primarul sau președintele de CJ? Este foarte neclar, să știți că pentru fiecare situația se repetă și în alte județe. Cine va stabili că vor sta o lună, două luni? Noi nu am avut pretenția după prima întâlnire de oră și jumătate să fi lămurit exhaustiv toate aceste probleme. Da, ați venit cu un principiu foarte categoric. Da, principiul rotației, care evident în discuții ulterioare trebuie clarificat. Ok, atunci vă întreb direct. Cine va conduce prin rotație regiunea din care face parte județul Sibiu? Președintele CJ sau primarul Klaus Iohannis? Dacă m-ați întrebat după preferința mea, atunci președintele Consiliului Județean, ca și până acum. Când va fi următoarea întâlnire? Peste 2 săptămâni. Domnule Iohannis, dacă îmi permiteți o întrebare pe altă temă, ne puteți spune ce aport ați avut dumneavoastră la
atragerea în România acelui investitor din Germania care va face o afacere de la zero? Pot să vă spun că știu despre ce e vorba și pot să vă confirm că reprezentanții Forumului Democrat al germanilor din România au avut o contribuție la realizarea legăturilor. Mai mult prefer să las pe alții să-și spună punctul de vedere. Aș mai avea totuși o întrebare. Acest principiu al rotației și acest termen, această prelungirea termenului, pentru că am înțeles că regionalizarea trebuie să fie un proiect destul de, să se realizeze destul de repede. Am putea să le vedem ca niște compromisuri, pentru că până la urmă totul s-a transformat într-o ceartă pentru putere între politicieni? Nu, nu cred că este o ceartă și nu este vorba de un compromis. Este vorba de o abordare rezonabilă în două etape, fiindcă altfel, după părerea noastră, nu se poate. Deci noi trebuie să avem regiunile pe 1 ianuarie 2014 pentru a intra cu ele în exercițiul bugetar european 2014-2020. Pe de altă parte, credem că este imposibil să se elaboreze toată legislația aferentă și toată clarificarea aferentă până la aceeași dată. Cel puțin sau mai des. Nu, asta face tema următoarei întâlniri. Câte regiuni credem noi că ar putea să fie? Domnul Dragnea spunea că ar fi imposibil pentru România și ar fi un blocaj de cel puțin 2 ani în privința fondurilor europene dacă nu rămân 8 regiuni. Vom discuta, evident, și în USL această chestiune și atunci vom auzi și această părere. Domnule prim-vicepreședinte, cum vi se pare nominalizarea lui Daniel Morar la șefie, pentru un mandat de 9 ani la Curtea Constituțională din partea președinției României? Cred că este mai important cum vede președinția acest lucru decât cum văd eu acest lucru. Este opțiunea președintelui, a făcut-o, cred că... Politic vorbind din partea PNL, cum vi se pare? Politic vorbind, nu este treaba noastră pe cine numește președintele. Aș putea, dar prefer să facă primul ministru. Da. Mulțumesc mult! Ca la revedere. Gata? Hai, Mariane, hai. Hai. Nu mai vine nimeni, da? Nu. Hai, la mare. 2 4 5 9 10 9 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